Sănătate și bine revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Ce este de dolarizarea, explorând schimbarea de la dominația globală a dolarului american? Brazilia va promova agenda de dolarizării la reuniunea BRICS. Polygon propune ca lanțul principal să fie compatibil cu tehnologia zero cunoaștere, creșterea securității, scalabilității și eliminarea reorganizărilor, confirmării mai rapide de transmitere și protejarea blockchain-ului pe viitor. Gemini Winklevoss sunt împotriva poziției anticripto a instituției SEC și declară că nu se simt ca în America, ci ca în Venezuela. Curtea Supremă a Statelor Unite a decis în favoarea exchange-ului Coinbase în prima sa opinie despre un caz cripto. ChatGPT face echipă cu Hedra HGAF pentru interacțiuni sigure și eficiente a activelor. BlackRock, Ripple și Nasdaq și-au arătat interesul pentru FTX2 în urma dezvăluirii de către FTX a listei cu potențiali clienți. Ripple alimentează proiectul Rupia Digitală pentru o bancă de top din India. Doi clienți Ripple, Banca Federală și Exchange-ul Lulu, lansează un instrument de plată pentru expații indieni din Bahrain. Pe Twitter au apărut zvonuri că Ripple Labs va cumpăra înapoi 10 miliarde de XRP din monedele aflate în circulație. Acestea sunt știri false ce posibil o să ducă spre un scam cât de curând. Conexiunea secretă a lui Ripple, o presupusă conversație între președintele Fed și un parlamentar american, a declanșat zvonuri despre implicarea lui Jerome Powell în organizația Ripple. Un susținător criptografic spune că moneda XRP nu va atinge 10.000, 1.000, 100 sau 50 de dolari după terminarea procesului și va ajunge la cel mult 3,70 $. Autoarea Linda Jones susține că JP Morgan, Rezerva Federală și Ethereum s-au înțeles pentru a dăuna monede XRP. Interesul BlackRock pentru ETF-urile Bitcoin poate declanșa o undă de șoc de 15 trilioane de dolari pe piața criptomonedelor, stimulând cererea de monede digitale ca XRP. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la curentat cât mai multe criptomonede.